Este cert, voi convoca un referendum pentru data de 26 mai. Fiindcă așa, nu se mai poate. Este de fapt un truc politic al acestui om. Trebuie să lăsăm cetățenii să decidă, pentru că acești PSD-și diletanți au pervertit semnificația votului pe care l-au primit și încearcă să deturneze statul român, făcând legi în propriul lor interes. Stăm să discutăm despre ce? Despre un truc al unui om disperat, obsedat, speriat că va pierde alegerile prezidențiale, că partidulețul lui va pierde alegerile europarlamentare și că o să înceapă să dea socoteală. Trebuie să punem punct acestei practici și trebuie să o facem acum. Se alintă, dar nu prea bagă nimeni seama. De ce vă este frică de referendum, domnilor PSD-iști? Că de ce ne e frică nouă de referendum? Cărui PSD-ist e frică de referendum? Nu are de ce să ne fie frică. De ce? În loc să încurajați oamenii să meargă la vot, amenințați că faceți secții separate de vot pentru europarlamentare și pentru referendum. Inventează tot felul de prostii. Că spunem noi că vrem să facem secții diferite de vot. Nici măcar nu permite legea să se întâmple asta. Legea referendumului e foarte clară. De ce atunci socialdemocrații astăzi au vorbit despre secții diferite? Cine a vorbit despre secții? Mircea Drăghici, inclusiv Cătălin Rădulescu, au fost doi socialdemocrați care au spus că vor fi înființate secții de votare diferite printr-o ordonanță de urgență. Copiii spun lucruri trăznite. PSD-iștii trebuie să înțeleagă că justiția nu este la bunul lor plac. Tot inventează tot felul de lucruri pentru a încerca să creeze impresia că este cuiva frică de referendum. Eu cred că lui trebuie să-i fie frică de referendum. Și de întrebările care vor fi puse nu neapărat la referendum, ci pe lângă referendum. Și care o să înceapă să curgă. Golăneala guvernului PSD de astăzi a depășit orice limită. Știu că Iohannis își dorește suspendarea. Eu nu vreau să fie suspendat și nu va fi suspendat. Iohannis trebuie să stea acolo agățat la Cotroceni ca să-l vadă românii în toată goliciunea lui. În toată răutatea lui și să vadă până la capăt toate prostiile pe care le-a făcut. Nimicul pe care l-a făcut. Încetați să guvernați doar în propriul vostru interes și întoarceți-vă către români.